seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bereclanu, bun găsit la Focus. Iată care sunt principalele știri de astăzi. Masca devine obligatorie și pe stradă, bilanțul arată că 331 de oameni au murit în ultimele 24 de ore și aproape 15.000 s-au infectat. Situație fără precedent la Spitalul din Piatra Neamț, aproape toate gravidele și lăuzele au fost evacuate pentru că maternitatea devine secție COVID. Mai multe fete o bat fără milă pe o alta în timp ce o și jignesc. Scenele de groază au fost filmate într-un centru de plasament din Pașcani. De astăzi, masca devine obligatorie pe stradă. Este o nouă măsură și încercare a autorităților pentru a stopa valul infectărilor. Ne-am obișnuit deja ca în fiecare zi care trece să aflăm de la autorități că avem din nou un număr record de decese și de îmbolnăviri. Așa s-a întâmplat, din păcate, și în ultimele 24 de ore. Bilanțul despre care președintele Iohannis spune că este o catastrofă, numără 331 de oameni morți din cauza COVID-19, dar și aproape 15.000 de infectări. Cristina Filip ne dă detalii. Cristina, bună seara! Ce arată datele de azi? Bună seara, Andreea. Trebuie să vă spun în primul rând că astăzi ministrul interimar al sănătății cehe, Otilo, a semnat ordinul prin care masca de protecție devine obligatorie și în aer liber în localitățile în care incidența acumulată la 14 zile depășește 6 cazuri la 1000 de locuitori. Excepție fac persoanele care desfășoară activități sportive în aer liber, individual, ori de grup, doar dacă pot face dovada că locuiesc în aceeași casă. Într-adevăr, acest ordin vine în ziua în care România a înregistrat cel mai mare număr de decese de la începutul pandemiei, 331. Printre cei răpuși de COVID se numără și un bebeluș din Suceava, dar și doi băieți de 18 și 19 ani din județele Ialomița, respectiv Harghita. Spitalele sunt în continuare arhipline. În secțiile COVID din România sunt internați în acest moment 14.569 de bolnavi de COVID, printre ei și 400 de copii. Iar la terapie intensivă nu mai este niciun loc liber. În acest moment, în stare gravă, în secțiile ATI sunt internați 1513 de pacienți, printre care 22 de copii. De asemenea, capitala înregistrează în fiecare zi o incidență din ce în ce mai mare. Astăzi am ajuns la 10,93 de cazuri la 1000 de locuitori, însă, în continuare, județul Ilfov are cea mai mare rată de infectare, 11,32 astăzi. Secțiile de terapie intensivă sunt pline, iar în spitale locurile care se eliberează se ocupă imediat. Pacienții trebuie transferați sau rugați să revină, iar medicii sunt asaltați de cazurile grave care ajung în unitatea de primiri urgențe. Cum s-a ajuns aici? Medicii spun că relaxările din timpul verii au adus sistemul în acest punct. Lipsa de acțiune timp de 3-4 luni de zile au permis să ajungă la această situație. Mai mult au încurajat transmiterea prin încurajarea organizării de evenimente cu extrem de multe persoane. Nici campania de vaccinare nu a fost un succes, spune profesorul Rafila, care este de părere că relaxările au venit înainte ca obiectivele vaccinării să fie atinse. Numărul celor care se vaccinează a crescut însă, iar Valeriu Gheorghiță vorbește și despre o doză booster pentru cei care s-au imunizat deja cu Johnson & Johnson. Compania Johnson & Johnson a depus deja la FDA datele din studiile efectuate în vederea obținerii autorizării pentru o doză booster, tot cu vaccinul de la compania Johnson & Johnson. Se așteaptă ca la jumătatea lunii octombrie să se facă o recomandare din partea Comisiei de Experți pe această doză booster. Ne-am relaxat și am renunțat la protecție, cred oamenii. Din păcate, există și persoane care încă nu cred în existența virusului. De ce credeți că s-a ajuns în această situație? Indiferența omului de a se vaccina și de a crede în vaccinul ăsta. Păi, în primul rând, nu trebuia vara lăsată, adică a luat pauză, eu nu înțeleg nici chestia asta. Să fi fost restricții de la bun început și probabil nu ajungeam la situația asta, cred. Nu știu, asta e părerea mea. A fost mult prea relaxată, cred eu, și lumea a zis, ok, mai puține cazuri, mai puțină grijă și s-a ajuns aici. Doamnă, eu sincer nu cred în chestia asta. Eu nu am văzut niciun infectat de coronavirus, n-am niciun prieten internat, n-am
nu știu pe niciun mor de coronavirus. Eu nu cred în mizeriile astea. Luna octombrie va fi critică pentru spitale, iar numărul infectărilor va crește și se va menține ridicat. Abia din luna noiembrie, intensitatea valului 4 ar putea să se diminueze. La începutul lunii noiembrie o să înceapă să fie o scădere a numărului de cazuri. Eu sper că din primăvară lucrurile să fie mai echilibrate și să vorbim de conviețuire, pentru că până atunci rata de vaccinare ar trebui să crească în mod obligatoriu, ar trebui să întâmple și în plus sunt cei care vor trece prin boală. Medicii sunt speriați acum și de posibilitatea izbucnirii unui incendiu, așa cum s-a întâmplat la Constanța, mai ales că secțiile ATI sunt pline. La Spitalul Victor Babeș din Timișoara, managerul a cerut deja ca timp de o lună și jumătate o autospecială de stingere a pompierilor să stea în curtea spitalului. Deși personalul nostru este instruit permanent și avem autorizație la incendiu pe tot ce înseamnă sisteme de instalații, clădirea este foarte veche. Am suplimentat, ați observat, numărul de paturi de terapie intensivă și de preterapie intensivă, iar oamenii stau cu frica în sân constant că se poate ivi tot timpul în acest risc. Autoritățile au decis să trimită săptămânal mesaje ro alert despre importanța respectării măsurilor de protecție, despre informarea din surse oficiale și recomandarea vaccinării. În plin val 4 al pandemiei, spitalele sunt nepregătite. În Galați, de exemplu, în 4 unități sanitare, stațiile de stocare a oxigenului sunt prea mici ca să poată deservi toate secțiile, iar în altele, aceste stații lipsesc. Cum de s-a ajuns aici și ce soluții sunt pentru rezolvarea problemelor, aflați în câteva clipe. Situație fără precedent la spitalul din Piatra Neamț. Aproape toate gravidele și lăuzele au fost evacuate. Conducerea unității medicale a decis ca maternitatea să fie transformată în secție COVID după ce a primit ordinul de la Ministerul Sănătății, care prevede suspendarea timp de 30 de zile a tuturor intervențiilor chirurgicale. Aseară, mai multe paciente au fost evacuate din spital, iar de astăzi, gravidele care vor dori să nască aici vor fi redirecționate. Decizia a stârnit revoltă atât în rândul medicilor cât și al pacientelor. Conducerea Spitalului Județean din Piatra Neamț a luat ieri o hotărâre care a stârnit rumoare în rândul pacienților, dar și al medicilor. 22 de paciente gravide sau lăuze au fost evacuate din spital, mare parte a secției de obstetrică ginecologie fiind transformată de astăzi în sector COVID. Din păcate, ieri în UPU și alaltă ieri a fost situația de așa natură, încât a trebuit să apelăm la gule de oxigen de pe acea secție și să externăm acele paciente. Restul le-am mutat la etajul 5, tot pe secția de ginecologie, pe sector de negative. Decizia le-a revoltat în special pe pacientele gravide aflate chiar în pragul nașterii, care ieri după amiază au fost nevoite să părăsească spitalul pentru a fi relocate. În cazul acestora, travaliul se putea declanșa oricând. Pur și simplu își va joc de noi. După ce am fost în Piatra, monitorizată timp de 9 luni de zile de domnul doctor și trimisă la spital pentru că am depășit termenul pentru naștere, cei de la conducere nu se gândesc absolut deloc la noi și ne trimit prin alte părți. Este o mare bătaie de joc. Chiar dacă pacienții COVID au câștigat acum 28 de paturi cu oxigen, medicii sunt extrem de nemulțumiți de această decizie. Ei spun că mamele gravide ar trebui să aibă mereu întâietate. Noi înțelegem toată secția și dificultatea care acum înțelegem că lumea are nevoie de oxigen. Și din cauza că noi avem oxigen, gravidele să nu mai poată să nască în Piatra Neamț. Nu poți să iei dreptul unei femei de a naște undeva doar pentru că, din întâmplare, secția noastră e bine dotată. În acest moment mai sunt 14 locuri disponibile la maternitatea spitalului. De acum, atâta timp cât secția va fi ocupată în totalitate, pacientele care ajung la spital, chiar și în travaliu, trebuie să plece la distanță de câteva zeci de kilometri pentru a putea naște. Este a doua oară în pandemie când spitalul se confruntă cu această situație, după ce anul trecut unitatea a fost mult timp dedicată COVID. Mai mult, pacienții COVID care vor ajunge la nou înființata secție vor fi îngrijiți de medici ginecologi. Deci am ajuns noi ginecologii să urmărim pacienți bărbați de 60-70 de ani care n-au lăsat nicio patologie specifică specialității noastre. Decizia transformării maternității în secție COVID a venit în urma creșterii alarmante de cazuri din oraș și din întregul județ. Piatra Neamț a ajuns în acest moment la o incidență de 6,3 cazuri la 1000 de locuitori.
Ministrul interimar al Sănătății și Raed Arafat vor fi chemați în Parlament să explice de ce au suspendat internările și intervențiile chirurgicale timp de o lună. Audierea va avea loc săptămâna viitoare. Și avocatul poporului a criticat această măsură. Alexandra Popescu a urmărit subiectul și vine cu detalii. Alexandra, bună seara! Ce spune avocatul poporului? Bun găsit! Consecințele acestei decizii vor fi dezastruoase, crede Renate Weber, și spune că este inadmisibil ca operațiile și internările în spitalele de stat să fie oprite. Aceasta specifică faptul că nu trebuie să repetăm greșeala de anul trecut, care a avut urmări nu tocmai plăcute, și de asemenea spune că oamenii au dreptul de a se trata în spitalele de stat și nu trebuie obligați să meargă în spitalele private, mai ales că foarte mulți nici măcar nu își permit acest lucru. De asemenea, Renate Weber vorbește despre discriminare și despre faptul că această decizie este una neconstituțională. De asemenea, Alexandru Rafila spunea despre faptul că bolnavii cu boli cronice ar putea să aibă sănătatea grav afectată. De asemenea, acesta spune că Cheche Atila, ministrul interimar al Sănătății, dar și Raed Arafat vor fi chemați în Parlament pentru a fi audiați în Comisia de Sănătate în ceea ce privește acest subiect. Se va întâmpla săptămâna viitoare. Vă reamintesc că ieri Raed Arafat a anunțat faptul că internările și operațiile în spitalele de stat vor fi oprite pentru o perioadă de 30 de zile. Andreea? Alexandra, mulțumesc! Nu a crezut în vaccin, nu a crezut nici în boală și a murit înainte să dea șansa unei alte vieți să vadă lumina zilei. Este sfârșitul tragic al unei gravide de 32 de ani din Oradea. Tânăra avea simptome de răceală și s-a tratat singură acasă. Starea de sănătate i s-a agravat și a mers la spital. Prea târziu însă a fost internată direct la ATI. Întâi la maternitatea din oraș, apoi la Spitalul Județean de Urgență. În ciuda tuturor eforturilor, femeia s-a stins. În urma ei au rămas 4 copii orfani. Femeia, în vârstă de 32 de ani, însărcinată, a ajuns la Spitalul Județean din Oradea în noaptea de 24 septembrie. Se simțea rău și le-a mărturisit medicilor că este răcită și că în ultima săptămână s-a tratat acasă cu paracetamol. După efectuarea CT-ului se diagnosticează cu bronhopneumonie tip COVID. Testul efectuat pentru COVID este pozitiv. Pentru că avea și o sarcină de 24 de săptămâni, se consideră că internarea optimă e să fie făcută la maternitate. Câteva ore mai târziu a fost transferată la maternitatea din Oradea pe secția de obstetrică-ginecologie, cu o saturație de oxigen de 90. A continuat să se simtă din ce în ce mai rău și a fost transferată la secția de terapie intensivă a unității medicale. Pentru că starea de sănătate i s-a agravat, femeia care nu era vaccinată a fost verificată, a fost controlată în data de 27 septembrie. Practic la 3 zile de la internare, de o comisie formată din 4 medici specialiști. Aceștia au stabilit că sarcina nu este în pericol, iar pentru siguranța fătului nu se impune o operație de cezariană. A fost transferată înapoi la Spitalul Județean de Urgență, la ATI COVID. Medicii de acolo au decis să-i administreze medicamentația specifică pentru tratarea infecției cu SARS-CoV-2. Pacienta este de acord. Și totodată, după această evaluare, se decide transferul ei pe secția de terapie intensivă a Spitalului Județean. Din păcate, starea de sănătate a evoluat negativ, pacienta agravându-se, iar în data de 4 ieri, pacienta a decedat. Familia tinerei este în stare de șoc. Acasă o așteptau alți 4 copii. Soțul femeii spune că nu-și poate explica cum boala a evoluat atât de repede, mai ales că în urmă cu doar câteva zile a vorbit cu ea la telefon și îi spunea că se simte din ce în ce mai bine. Sunt mai bine, mi-am luat masca, am ale două numai în nas și mă simt mai bine acum. Bine, duminică iar am sunat, asta a fost sâmbătă, am sunat. Duminică iar am sunat la doctor. Acolo am sunat la recepție, se ține de la etajul 4 la ATI. Și atunci iară. Am sunat. Și a spus, e mai bine, trebuie că e stare, e mai bine, regulă, dar îi dăm tratament. Acesta acuză personalul medical că nimeni nu i-a spus că femeia este în stare atât de gravă încât are nevoie de oxigen. I-a spus, ia cine ați cerut dumneavoastră voi ca să întubați? Eu am fost sâmbătă bine, am vorbit cu ea foarte bine. Saturația a avut un 90. Pentru ce cauză ați întubat-o? Și la cine ați cerut voi? Și atât a fost tot. Cazul este anchetat acum de Ministerul Sănătății, care va decide cauza decesului și corectitudinea aplicării tratamentului. De altfel, în secțiile ATI din toată țara se duc lupte grele pentru supraviețuire. Medicii care lucrează acolo au ajuns la capătul puterilor.
Din 17 august, reanimarea noastră e plină de critici COVID, mutația Delta. Am dublat capacitatea de admisie. Nu vreți să știți cu ce eforturi. Ne pregătim poate de triplare. Cred că noi, ca popor, nu am înțeles ce importantă e sănătatea. A scris pe Facebook doctorița Elena Copaciu, medic primar de ATI la Spitalul Matei Balș din Capitală. Suspiciuni de vaccinare la chiuvetă la centrul de imunizare de la Spitalul CFR din Timișoara. Managerul unității sanitare a cerut ajutorul polițiștilor după ce a fost sesizat că ar fi fost emise mai multe certificate de vaccinare fără ca imunizarea să fie avut loc. Ofițerii de la investigații criminale încearcă să stabilească cine sunt cadrele medicale implicate. Plângerea la poliție a fost depusă de managerul spitalului CFR din Timișoara. Deocamdată există suspiciuni cu privire la câteva cazuri, dar se pare că numărul persoanelor care au fost vaccinate fictiv este mult mai mare. Deocamdată ar fi 6 fișe care ridică suspiciuni rezonabile cu privire la veridicitatea vaccinării. Conducerea unității sanitare a primit informația că ar fi vorba de aceeași semnătură pe mai multe documente de vaccinare. Ba mai mult, la imunizarea cu a doua doză, câmpurile din registrul de vaccinare nu sunt completate. Mai mult, cărțile de identitate a celor vaccinați nu ar fi fost scanate în aplicația destinată imunizării, ci ar fi fost fotografiate cu un telefon mobil. S-a obținut certificatul verde pentru că, de fapt, despre asta este vorba. Dorim să vedem dacă certificatul verde este într-adevăr susținut de vaccinarea efectivă. Pentru că altfel, un caz, o persoană care este vaccinată doar pe hârtie, reprezintă un pericol de sănătate atât pentru sine, cât și pentru cei din jur. Ancheta avea în vedere mai multe cadre medicale care ar fi mers la o altă unitate sanitară din județ pentru a vaccina acolo personalul sanitar. A fost depusă o sesizare cu privire la posibile certificate de vaccinare susceptibile a fi false, fapt pentru care polițiștii efectuează verificări pentru clarificarea tuturor aspectelor și luarea măsurilor legale care se impun. Polițiștii au ridicat astăzi mai multe documente de la Spitalul CFR Timișoara și urmează audierea mai multor cadre medicale de la centrul de vaccinare. Acesta nu este primul caz de vaccinare la chiuvetă înregistrat în Timiș. În urmă cu câteva săptămâni, managerul spitalului Victor Babeș anunța poliția cu privire la o situație asemănătoare. Atunci, un tânăr aflat în secția roșie a unității sanitare le-a declarat medicilor că nu a fost vaccinat, deși avea certificat medical, doar după ce doctorii l-au convins că tratamentul se aplică în funcție de vaccinare. Pentru Focus, de la Timișoara, Ovidiu Vărădeanu, Prima TV. Avem bani, avem proiecte și totuși nu avem spitale pregătite. Pare însă că nici nu ne dorim să avem. În Galați, valul 4 al pandemiei a îngenunchiat sistemul medical. În 4 dintre spitale, stațiile de stocare a oxigenului sunt prea mici ca să deservească toate secțiile. În altele lipsesc cu desăvârșire. Probleme sunt și la sistemele de detecție în caz de incendiu, iar rețeaua electrică este supra-solicitată. Pentru rezolvarea acestor probleme se pot obține fonduri europene și chiar s-au înaintat proiectele către minister. Și acolo au rămas, într-un sertar. La Spitalul de Boli Infecțioase din Galați trebuiau amplasate încă de anul trecut 10 paturi de ATI COVID. S-au făcut deja toate demersurile. Se mai așteaptă doar o aprobare de la Ministerul Dezvoltării. Aprobare care nu mai vine. În lipsa ei, zeci de bolnavi în stare gravă infectați cu SARS-CoV-2 sunt transferați cu ambulanțele la reanimare la Spitalul Județean. Inclusiv, guvernanții au cerut anul trecut să se facă această secție. Tot ei sunt cei care n-au aprobat proiectul. Nici pe acesta, nici pe cel prin care se dorea amenajarea unei stații de stocare a oxigenului. Acum bolnavii sunt ajutați să respire cu oxigen din tuburi. Este foarte periculos, spun cadrele medicale, care trebuie să aerisească în mod constant saloanele. Sunt instalații pentru livrarea oxigenului la pacient. Urmează să fie conectate la stația care urmează a fi construită. Acum nu există că n-ai la ce. În aceste condiții, o tragedie ca cea de la Constanța sau Piatra Neamț se poate repeta oricând. Mai ales că nu există nici detectoare de incendiu sau pentru concentrația de oxigen din saloane. Sunt supra-solicitate pentru că, pe de o parte, instalația este veche, pe de altă parte, au apărut și instalații noi, toate fiind consumatoare de curent electric. Dar acum, cu instalațiile electrice, există risc totuși, consumul foarte mare. Riscul este că se oprește curent. Altă unitate medicală, aceleași neajunsuri. La Spitalul de Urgență Galați, medicii reușesc cu greu să țină deschisă secția ATI COVID. Avem nevoie de suplimentarea puterii electrice prin achiziția de noi tablouri electrice și, de asemenea, suntem în
în această criză medicală, cu pandemia, avem nevoie de foarte multe rampe de oxigen. Este nevoie de bani pentru modernizări și renovări și la spitalul TBC Galați, dar și la spitalul din Tecuci. Trebuie doar ca la Ministerul Dezvoltării cineva să deschidă un sertar, să citească și să aprobe proiectele. Toate spitalele din România, din punct de vedere al instalațiilor electrice și a sistemelor de detectare a oxigenului, sunt subdimensionate, sunt spitale vechi. Consiliul Județean Galați, încă din anul 2020, adică avem un an de zile, de când am depus proiecte în valoare de 20 de milioane de euro la Ministerul Fondurilor Europene, trebuiau evaluate. Nu se știe dacă și când se va întâmpla asta. Până atunci, riscurile și nevoile sunt la tot pasul. Vești proaste pentru cei care vor să-și petreacă sărbătorile de iarnă la munte. Vacanțele vor fi mai scumpe cu până la 30%. Care este motivul acestei majorări? Aflați în câteva minute la Focus. În aceste zile în care fiecare pat de ATI înseamnă o viață salvată, spitalul mobil de la Lețcani încă nu este funcțional. Unitatea modulară, care a costat 13 milioane de euro, este închisă de la jumătatea lunii ianuarie. Șeful DSP Iași spune că totuși s-ar putea redeschide la sfârșitul acestei săptămâni. Echipele ISU verifică acum instalația de oxigen și toate echipamentele pentru a se asigura că funcționează așa cum trebuie. Pentru a fi redeschis spitalul modular de la Lețcani, trebuie finalizate în primul rând aspectele juridice de preluare a acestuia de către ISU și stabilirea unui parteneriat cu Spitalul de Boli Infecțioase, care va avea managementul medical al unității respective, spune șeful DSP Iași, confirmat și de DSU. La acest moment este în derulare procedura de preluare obiectivului de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mihail Sturza, al județului Iași. Pentru punerea în funcțiune este necesară parcurgerea unor etape intermediare de verificare a stării de fapt a construcțiilor, materialelor și echipamentelor, precum și remedierea eventualelor deficiențe constatate. În fapt, la acest moment sunt executate probe la instalația de alimentare cu oxigen, dar și verificarea echipamentelor specifice, urmând a fi operaționalizat în cel mai scurt timp posibil. Directorul DSP Iași speră ca spitalul de la Lețcani să fie dat în folosință cât mai repede, astfel încât să poată fi aduși aici pacienți infectați, mai ales că spitalele din jur nu mai fac față. Ne dorim ca în cursul acestei săptămâni, până la sfârșitul acestei săptămâni, să fie deschisă această unitate, deoarece unitatea de primire urgențe din Sfântul Spiridon este blocată deja cu pacienți de terapie intensivă. În prima zi de funcționare, spitalul va avea 6 paturi, după care numărul acestora va crește până la 12, iar în momentul în care va veni și stocatorul de oxigen, se va ajunge până la 24 de paturi ATI. Cu stațiile de oxigen de acum nu pot funcționa în siguranță mai mult de 12 paturi, spune medicul Cepoi. Personalul medical va fi detașat din spitalele non-COVID din Iași. Scene de groază care vă pot afecta emoțional au fost filmate într-un centru de plasament din Pașcani. O adolescentă de 14 ani lovește fără milă o colegă, pe care o și umilește verbal, în timp ce alți copii asistă fără să intervină. Conducerea centrului cercetează acum disciplinar angajații care erau la post în ziua conflictului și nu au intervenit. Protecția copilului, dar și poliția, anchetează cazul. Incidentul de la centrul de plasament de la Pașcani a avut loc pe 24 septembrie, dar abia acum au fost făcute publice imaginile. Victima și agresoarea s-ar fi certat anterior din cauza unui băiat. Imediat după apariția imaginilor în spațiul public, autoritățile au intrat în alertă. Urmează în continuare să luăm un plan de măsuri cu privire la agresoare care are grave tulburări de comportament. A avut mai multe internări la Spitalul de Psihiatrie Socola. Este în evidențele psihiatrice. Să vedem dacă putem să ajungem la o concluzie cu privire la ceea ce s-a întâmplat și dacă această fetiță mai poate fi, eu știu, adusă pe drumul cel bun. Adolescenta violentă provine dintr-o familie destrămată. Tatăl ei este plecat în străinătate, iar mama locuiește într-un alt județ. Reprezentanții DGASPC mai spun că agresoarea a avut reclamații și la școală și chiar ar fi fugit de mai multe ori din centrul de plasament, fiind dusă înapoi de polițiști din Pașcani. Tot ei vor lua măsuri și acum. Polițiștii au întocmit un dosar penal în care continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, pentru a se stabili cu exactitate întreaga situație de fapt, urmând ca în funcție de ce vom constata să dispunem măsuri în consecință. Psihologii spun că atunci când apar astfel de situații, de antecedente de violență, agresoarele își doresc să fie recunoscute drept lider. Când apar situații conflictuale, exact în aceste situații
iese cel mai bine în evidență aceste nevoi, mai mult sau mai puțin conștiente, dar ele sunt, sunt favorizate, ca să zic așa, sau sunt determinate și de comportamentul sau atitudinea în situația conflictuală pe care o are cealaltă parte sau cealaltă persoană. Cele două minori implicate în conflict vor beneficia de consiliere psihologică pe termen lung. Peste 500.000 de euro atât a cheltuit România în acest an pentru carantinarea migranților ilegali. Vorbim despre cei care provin din zone roșii, cum este Afganistanul. Totul din cauza unei legi date la începutul pandemiei, care obligă statul român să le asigure condiții de carantină. Autoritățile locale cer acum revizuirea legii pentru că sumele cheltuite sunt prea mari, iar lucrurile s-ar putea rezolva prin testare și introducerea carantinei doar pentru cei pozitivi. Județul Arad este pe principala rută prin care migranții încearcă să treacă ilegal din România către vestul Europei. Aproape zilnic sunt cazuri în care poliția de frontieră descoperă migranți ascunși în camioane sau care încearcă să treacă granița pe jos. Toate cele 6 pensiuni închiriate de stat pentru carantinare sunt pline. 32 de persoane am la capacitate maximă. Ultima serie a intrat duminică și luni. Sunt mai multe naționalități în centru, iar s-au făcut presiuni dacă putem să luăm suplimentar transfugi. Cum numărul migranților este în creștere, presiunea pe bugetul de stat este din ce în ce mai mare. Nu știu câți sunt. Am văzut atunci erau vreo până în 10, cred că era. Păi vin, cum se spun, vin cu poliția de frontieră și vin mai mulți, că nu, ca să-i păzească, nu pot să vă spun. Și cam cât stau? 16 zile, cât e carantină. Deci banii, cum o zici și soțul, pot să fie investiți cu totul în altceva. Nici de cum pentru așa ceva. Nici de cum pentru așa ceva. Pentru copii, pentru bătrâni, pentru spitale, pentru mult alte cele. Pentru carantinarea fiecărui migrant, statul alocă 230 de lei pe zi. Doar în 2021 au fost plătiți către unitățile de cazare aproape 2.500.000 de lei. Migranții care ajung în România vin din Turcia sau Grecia, prin vămile cu Serbia, pentru că pe acolo controlele sunt mai relaxate. Știu că vor intra în carantină și profită de cele 2 săptămâni în care primesc cazare și masă gratis. În marea majoritate, cu câteva excepții, persoanele carantinate sunt cetățeni străini sau apatrizi. Din Afganistan în principal, dar și din alte țări, care Siria, Bangladesh, dar cei mai mulți sunt din Afganistan și sunt persoanele care creează această problemă de imigrație ilegală. Problema noastră că noi nu am avut probleme anul trecut cum avem anul acesta. Practic noi avem 6 pensiuni și odată cum sunt ocupate, noi am ajuns acum la capacitate maximă. Problema că nu este o soluție să tot carantinăm la nesfârșit afgani. Avem sute și chiar mii am depășit în ultima perioadă. Dacă la începutul pandemiei în pensiunile din Arad erau carantinați toți românii care veneau din zone de risc, în ultimele 6 luni acolo au ajuns doar migranți. Vești proaste pentru cei care vor să-și petreacă sărbătorile la munte. Vacanțele vor fi mai scumpe cu până la 30%. De vină sunt restricțiile impuse de pandemie, precum și decizia guvernului de a majora salariul minim cu 10%. Anunțul a fost făcut de către membrii Federației Patronatelor din industria ospitalității, care au semnat și un manifest pe care îl voi trimite guvernului. Cer ca acest sector să nu mai fie printre primele sacrificate în caz de lockdown. Anunțul executivului că salariul minim pe economie va crește cu peste 10% nu a fost o veste bună pentru toată lumea. Patronii de hoteluri și pensiuni și-au dat seama că le vor crește cheltuielile, pe care, evident, trebuie să le recupereze de undeva. Iar majorarea tarifelor a fost doar pasul următor. Asta înseamnă că vacanțele din acest sezon de iarnă vor fi mai scumpe cu până la 30%, iar restricțiile impuse de pandemie sunt alt motiv de scumpiri și îngreunează și mai mult domeniul ospitalității. Ca și anul trecut, la momentul la care s-au impus noile restricții, au început să fie anulate. Prețurile de energie, prețurile materiilor prime au crescut foarte, foarte mult. Se va introduce acum creșterea salariului minim. Creșterile poate să ajungă undeva până la 30%. Dorim în continuare terasele să funcționeze liber, cum a fost și anul trecut. Noi suntem foarte afectați acum și trebuie să găsim soluții. Tocmai de aceea cerem în continuare negocieri guvernanților să vedem cum putem găsi o cale de funcționare civilizată.
Reprezentanții Federației Patronatelor din Industria Ospitalității au redactat și un manifest în care cer luarea imediată de măsuri ferme, în special financiare și fiscale, astfel încât industria Horeca să poată supraviețui. Patronii de restaurante, terase, baruri sau organizatorii de evenimente vor activarea reală a șomajului tehnic și plafonarea taxelor pe salariu. Cerem plafonarea taxelor pe salariul de până la 3.100 de lei ca să ne putem păstra personalul pe care am reușit cu greu să-l atragem, să nu mai oprească niciodată industria aceasta, pentru că nu trebuie să punem pe umerii industriei Horeca din România eșecul statului și al guvernului în campania de vaccinare. La terase ne-am dorit să fie deschisă pentru toată lumea, dar acum știți cum e, în momentul ăsta nici nu avem parteneri de discuție. A căzut guvernul ieri, nu știm cine o să vină, ce o să se întâmple. Manifestul Horeca ar trebui să ajungă urgent pe masa guvernului, însă, cum cabinetul Câțu a fost demis, cel mai probabil va mai dura până când documentul va fi în atenția celor care pot demara discuții cu reprezentanții Horeca. În plin val 4, cu record după record al infectărilor, România se confruntă cu o criză politică majoră. Guvernul demis ieri, prin moțiune de cenzură, are puteri limitate, iar perspectiva unui nou executiv pare îndepărtată. Președintele a amânat consultările de la Palatul Cotroceni pentru săptămâna viitoare, iar partidele nu dau semne că ar putea ajunge la un numitor comun în privința unei nominalizări de premier. Ce plan are fiecare partid politic în parte, ne spune Andreea Neacșu. Andreea, bună seara! Cu ce soluții vor merge politicienii la Cotroceni și care sunt numele vehiculate pentru funcția de premier? Bună seara, Andreea. După ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, partidele parlamentare vor merge în fața președintelui Klaus Iohannis, însă nu este clar deocamdată ce variante vor pune pe masă. Cei din Partidul Social Democrat spun că susțin varianta alegerilor anticipate, dar de asemenea vor merge și pe varianta unui guvern tehnocrat care să traverseze țara din aceste trei crize cu care se confruntă. Cei din USR Plus spun de asemenea că vor susține și varianta alegerilor anticipate, însă iau în calcul și refacerea coaliției cu PNL. Asta doar dacă Florin Câțu nu va mai fi premier. În schimb, cei din AUR spun că vor propune chiar din rândul parlamentarilor AUR un premier, dar că sunt de acord de asemenea și cu varianta alegerilor anticipate. În schimb, liberalii s-ar putea să meargă în fața președintelui Iohannis tot cu varianta Florin Câțu ca premier, dar mai au și alte trei pe care le au pe listă, cum ar fi Dan Vâlceanu, cel care a fost ministru al finanțelor, Nicolae Ciucă sau Lucian Bode. Și Ludovic Orban s-ar putea să fie susținut de PNL, mai exact este susținut de 41 de parlamentari care l-ar propune premier. Guvernul este acum unul interimar, ceea ce înseamnă că nu poate da ordonanțe de urgență, nu poate iniția proiecte de lege, poate doar să prelungească starea de alertă și, de asemenea, nu va putea să introducă noi restricții în ceea ce privește pandemia. Andreea? Marea Britanie se confruntă cu o criză de alimente. În multe supermarketuri din regat, rafturile sunt aproape goale. Mai grav este că și produsele de bază se găsesc tot mai greu. De vină este Brexitul, care a dus la cea mai mare criză de forță de muncă. În încercarea de a găsi o soluție, guvernul cere mărirea salariilor pentru angajații din domeniile esențiale. Pentru a salva afacerile, mulți angajatori au dublat lefurile. Gol, gol, gol. Prețuri foarte mari. Parmigiano, 1,90 lire, 3,20 lire, 100 de grame, mamma mia! În Marea Britanie parcă a început foametea. E o atmosferă încordată. Nimeni nu știe cât va mai dura această criză care a golit rafturile magazinelor. Și aici e gol, sunt goale rafturile și la foarte gol. La carne, la fel. Nu se mai găsesc legume proaspete, fructe sau produse congelate. Lipsesc până și alimentele de bază. Sunt foarte goale rafturile. Cu Brexit-ul ăsta care este ca anul trecut, lipsește foarte multe lucruri, alimente, apă, zahăr, ulei, făină. Se știe deja că totul se întâmplă din cauza lipsei de angajați. Magazine avem rafturi goale pentru faptul că oamenii, angajații care sunt în aceste fabrici, în acest sector alimentar, nu sunt suficienți pentru a putea duce la finalizare comenzile, la care adăugăm lipsa șoferilor. Miniștrii iau în calcul inclusiv intervenția armatei pentru transportul de mărfuri, ca soluție temporară pentru problemele de aprovizionare. Guvernul face apel la calm. Oamenii însă se pregătesc de ce e mai rău. Eu cred că nici măcar cei mai pesimiști susținători a Brexitului nu credeau că Brexitul să aibă chiar așa un efect asupra la tot ce se întâmplă în UK.
Adică am și auzit pe mulți care spun că acum le pare rău. Lipsa personalului din supermarketuri și a șoferilor este în aceste zile discutată și de guvernul britanic. Boris Johnson le-a cerut companiilor să mărească salariile angajaților, în speranța că vor reuși să readucă oamenii la lucru. În multe domenii salariale deja au crescut extrem de mult. Unii fermieri plătesc muncitorii sezonieri cu până la 1000 de lire pe săptămână, ceea ce înseamnă peste 50.000 de lire pe an. Mai mult decât câștigă un arhitect, de exemplu. Iar în industria cărnurilor, unde este deficit de peste 15.000 de angajați, salariile ajung și la 37.000 de lire pe an pentru măcelarii profesioniști. Gigantul Facebook se zguduie din nou după ce a pierdut miliarde de dolari în doar câteva ore din cauza unei defecțiuni. Acum a fost angajată, face declarații explozive în Congresul Statelor Unite. Mark Zuckerberg atentează la sănătatea mentală a utilizatorilor. Detalii în câteva clipe la știri. Vă aștept! Gigantul Facebook se zguduie din nou după ce a pierdut miliarde de dolari în doar câteva ore din cauza unei defecțiuni. Acum a fost angajată, face declarații explozive. Femeia a spus în fața Congresului Statelor Unite că Zuckerberg pune mai presus îmbogățirea rapidă decât sănătatea mentală a miliardelor de utilizatori, în special pe cea a tinerilor și copiilor. Facebook understands that if they want to continue to grow, they have to find new users. They have to make sure that the next generation is just as engaged with Instagram as the current one. And the way they'll do that is by making sure that children establish habits before they have good self-regulation. Fostul manager de produs al Facebook a făcut acuzații în fața Congresului SUA. Facebook și Instagram sunt dăunătoare copiilor, alimentează discordia și slăbesc democrația. Yesterday we saw Facebook get taken off the internet. I don't know why it went down, but I know that for more than 5 hours, Facebook wasn't used to deepen divides, destabilize democracies, and make young girls and women feel bad about their bodies. Indiferent de culoarea politică, democrată sau republicană, parlamentarii americani au criticat și ei compania fondată de Zuckerberg. Our children are the ones who are victims. Teens today, looking at themselves in the mirror, feel doubt and insecurity. Mark Zuckerberg ought to be looking at himself in the mirror today. And yet, rather than taking responsibility and showing leadership, Mr. Zuckerberg is going sailing. La scurt timp după audiere, Mark Zuckerberg a răspuns acuzațiilor printr-un mesaj în care își asigura utilizatorii că pune binele lor mai presus de orice. La baza acestor acuzații se află această idee că prioritizăm profitul în locul siguranței și bunăstării. Nu este adevărat. De exemplu, o schimbare care a fost pusă sub semnul întrebării a fost atunci când am introdus schimbarea de interacțiuni sociale semnificative în fluxul de știri. Această schimbare a arătat mai puține videoclipuri virale și mai mult conținut de la prieteni și familie. Ceea ce am făcut știind că oamenii vor petrece mai puțin timp pe Facebook, dar cercetările au sugerat că este lucrul potrivit pentru bunăstarea oamenilor, a argumentat fondatorul Facebook. Pe lângă problemele legale, Mark Zuckerberg încă trebuie să gestioneze efectele defecțiunii de ieri, când 3 dintre platformele sale nu au funcționat. Compania Telegram a anunțat oficial că în acele 6 ore, 70 de milioane de persoane și-au creat cont pe Telegram. Și acum mergem la meteo. Colega mea, Marina Nițoiu, este alături de mine și ne dă mai multe amănunte. Marina, bună seara! Cum o să fie vremea? Bună seara, Andreea! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vremea devine destul de rece. De la o zi la alta scad temperaturile în toată țara, dar cel mai neplăcut o să fie vântul, care o să prindă putere. În Banat, de exemplu, vor fi momente în mâine în care o să bate și cu 90 de km pe oră. Așa că hai să vedem detalii. Așa cum spuneam, vremea va continua să se răcească, iar în sudul, estul și centrul țării va fi deosebit de rece pentru această dată. Vom avea și nevoie de umbrelă, va ploua local în Banat și în Oltenia, iar pe spații mai mici, în Dobrogea și la munte. Vântul prinde putere în aproape toată țara, iar pentru județul Caraș-Severin a fost emisă o atenționare cod galben de vânt puternic. Rafalele vor depăși 90, chiar 100 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei și ajung până la 19 grade prin Crișana.
În București, de la o zi la alta, se răcește tot mai mult. Mâine cerul va fi mai mult noros și nu este exclus să vină 2-3 picături de ploaie. În a doua parte a zilei, vântul prinde putere, iar maxima se oprește, iată, pe la 16 grade. Vineri se face și mai rece și rămânem cu atmosfera închisă. Din când în când va ploua, iar vântul va fi cam neplăcut. Temperatura maximă abia ce atinge 12 grade. Și sâmbătă vom avea nevoie de umbrelă, iar maxima urcă doar până la 11 grade. Cam atât deocamdată, după Focus Sport vă aștept cu mai multe detalii. Andreea? Marina, îți mulțumesc. Doamnelor și domnilor, Focus se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. După Flash Monden, vă așteaptă Sandra Bullock și Hugh Grant în filmul Dragoste cu preaviz. Iar după știrile serii cu Ioana Maria Moldovan, trecem la concluziile nopții. Dragoș Pătraru ne prezintă Starea Nației. Să aveți o seară frumoasă!